Dați în conformitate cu dispozițiile articolului 134, alinia 1, litera A, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 104, din 19 octombrie 2023, emisă de domnul primar. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând domnul viceprimar Botez și doamna Bani, poate ajunge între timp. Prin prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Vă rog pe domnul primar să prezinte proiectul de zi. Da, mulțumesc. Mai întâi bun venit la toată lumea. De obicei, prima problemă care va fi deliberată de către dumneavoastră este ordinea de zi. Am propus la un moment dat următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Oasei Bogdanel, Județul Bacău, pe Sfântul la Oasei, inițiator subsemnat. Punctul al doilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdanel, Județul Bacău, pentru metru 4, inițiator subsemnat. La punctul al treilea, urmează un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică ADIM, prescurtat pentru anul 2023, inițiator subsemnat. La punctul 4 se propune un proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Bogdanel în AGA, adică Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, AGA fiind adunarea generală. Cu privire la punctul înscris pe ordine de zi al ședinței AGA ABIM din 6-11-2023, inițiator domnul viceprimar. Punctul al cincilea propune un proiect de hotărâre privind aprobarea bursei școlare a elevilor de la Școala de Bacău pentru anul școlar 2023-2024, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al șaselea, proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a 10 metri cub lemn de construcție paranteză brac, din pădurea comunală, doamnei Munteanu Maria Simone, la Bogdanel, Județul Bacău, inițiator consilier Vâlcu Octavian. La punctul 7, proiect de hotărâre privind atribuirea tot gratuită a 10 metri cub lemn de construcție tot brac, din pădurea comunală, doamnei Zinga Viorica, din comuna Bogdanel, Județul Bacău, inițiator consilier Vâlcu Octavian. Asta a fost ordinea de zi inițială, care cuprinde, așa după cum intuit și solicitarea de state partele locale, inclusiv în ordinea de zi anunțată. În dispoziția din 19-10-2023. Am mai intervenit ulterior, probabil că ați luat cunoștință, un proiect de hotărâre privind completarea programului de investiții a UAT Bogdanel, Județul Bacău. În relația contractuală pe care o avem la executarea rețelei de apă și canalizare, au intervenit niște solicitări de plată determinate de contractul pe care îl avem. Și, evident, trebuie să plătim niște lucrări efectuate. Deci, aceasta ar fi ordinea de zi pe care o supun aprobare dumneavoastră. Cine este pentru? Există un acord al tuturor celor care formați Consiliul Local. Mulțumesc și predau ștafeta președintelui de Sfântului. Care urmează a fi ales, da? Nu că țin neapărat, dar mergi, pare corect. Da, eu mă
Mă referem strict calendaristic. Da, n-am nimic împotrivă, da, deci puteți să... Da, poftiți! Dăm cuvântul domnului secretar general, pentru că aprobarea procesului de ședința anterioară. Da, lați apărut. La mapă, dar pe imaginea procesului verbal încheiat de ședința din luna septembrie. Aveți în făcut completări sau... Dacă nu sunt spre aprobare, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 28 septembrie 2023. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc! Poftiți! Mulțumim, domnule secretar general, pentru domnul Limba, pentru viul proiect de hotărâre. Da, mulțumesc! După cum se cunoaște, vedeare, cu toată lumea, cel puțin prezent aici, la trei luni de zile, conform legislației în vigoare, din vorba de legea finanțelor publice locale, de 3 din 2006, suntem obligați să prezentăm execuția bugetului comunității în ședință publică. Nu numai legea finanțelor publice locale, dar și alte prevedere pe care le regăsim în legislația care guvernează activitatea administrației publice. De exemplu, în codul administrativ sunt precizate niște principii de cheltuire a banului public. În afară de, le-am mai reamintit o altă ocazie, în afară de eficientă, și principiul transparenței. Ori este cazul și în această situație. Ca de obicei, am utilizat în gândirea și redactarea proiectului de hotărâre materialul compartimentului de specialitate. Mulțumesc, doamne Răcăuțeanu, pentru raportul de analize și concluziile acestui raport, concluzii care se concretizează la un moment dat în niște indicatori, dar și în ceea ce privește partea explicativă a situației referitoare la execuția bugetului. Și a rezultat următoarea propunere proiect cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul al treilea 2023. La primul articol propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul al treilea al anului 2023, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romene, consilierul, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, secretarul general al Comunei Comunei, domnul Antoniu Vacile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Comunei și instituției prefectului județului Bacău. Ați luat cunoștință de acest raport și dumneavoastră aveți propriile de concluzii. Dacă sunt întrebări, în mod feresc că suntem aici, atât eu, cât mai ales doamna Răcăuțeanu. Mulțumim, domnule primar, și pentru votul comisiei numărul 1. Da, comisia numărul 1 are o favorare. Mulțumim. Pentru domnul consilier, dacă dorește cineva să spună. Așa, o întrebare. Da. Pentru domnul primar, dar legată tot de buget. S-a făcut șanțul ăla pe o stație, s-a betonat. Și am văzut că a rămas așa, rămâne așa sau se va pune un grilaj ceva acolo. Unde? La stație? În stație, la casa. La stație a fost numai șanț și înainte. Cunoașteți cumva... Nu-i vorba de cunoscut, mi se pare foarte riscant.
când vine autobuzul, oprește în stații copiii cu măsie, măi, na, fiecare, sau un om bătrân, sau oricui se poate întâmpla, o să vină, poate și ea, dacă zărpiesc pe la noi. Nu știu dacă nu e riscant acolo, când ai coborât din autobuz, ai șansă să te duie. Da. V-am spus ca și o întrebare, nu trebuie să uit niciodată. Dar vă spun o vedere, pentru că agrezi eu soluția asta și am vorbit deja cu constructorul, dar din punct de vedere legal, față de cei de la drumuri, care n-au catadicit să se asfalteze propria stație, da? Că noi nu avem în administrare drumurile naționale, noi avem în administrare drumurile comunale. Dar pentru că șanțurile au fost afectate de lucrările pentru apă și canalizare, era normal să le refacem. Sunt plătite într-un act adițional, dacă vă mai amintiți, și trotuarele și șanțurile și am avut grijă să execute tot ceea ce s-a stabilit în relațiile contractuale printr-un act adițional. Dar, repet, nu am găsit aceste pasaje de trecere. Ele sunt utile, într-adevăr. Și le putem executa, pentru că avem niște materiale, niște grilaje care erau la un moment dat aici, în stație, dacă le avem în spate. Și mai ales a început să reapară pe lucrarea fundamentală de apă și canalizare, am vorbit și putem să le executăm, bineînțeles, cu bunăvoința lor, pentru că bunăvoința trebuie să fie reciproc. Așa cum noi plătim la timp, poate spre deosebire de alte de alt beneficiari, sunt convins că o să putem realiza. Deci e nicio problemă. Agreg observația și putem să realizăm această trecere în folosul celor care urcă sau urmă. 10 metri acolo, unde oprește autobuz. Dar mai vreau și cineva? Nu știu, nu știu, nu știu. Spune-mi la tot, cine este pentru. Abține. Mergeți până la împotrivă, deci cu abținere și cu votul pentru proiectul de hotărâre prin aprobarea execuției bugetului al TET prin ministrul 3, 2023 a fost aprobat. Da, poftiți. Da, domnul primar are cuvântul, dar tot primul. Deci, propun pentru deliberare un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunului Bogdănești pe trimestrul al IV-lea. Este un eveniment pe care l-am mai avut în similitudine cu ocazia deliberărilor. La fel, este guvernat de legislație, aceeași lege 273/2006 și principala motivație ar fi în putem referat de aprobare pe acest principiu am insistat. Un buget este bun numai prin creditele pe care le cuprinde prin ordonarea lor sau prin abundența veniturilor, indiferent de surse, dacă este utilizat în așa fel încât să oferă fluență, deci fluxul financiar trebuie să circule. Nu întâmplător să spune că banii sunt dat să fie cheltuiți, contează eficiența și finalitatea lor. Și adaptabilitate în același timp. La fel, există un raport al compartimentului de specialitate pe care l-ați făcut, care conține, în esență, ce probleme rezolvă această rectificare, motivarea
proiectului. De aceea propun la primul articol aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4-2023 prin mărire de venituri cu suma de 8.000 lei la secțiunea de dezvoltare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform a situației anexe ce face parte integrantă în prezentă hotărâre. Articolul al doilea, aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4-2023 prin virarea de credite de data aceasta de la un capitol la altul, cu suma de 50.000 lei la secțiune de funcționare, la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă prin prezentă hotărâre. Articolul al treilea. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răgăuțeană Romelia, consiliere în aparatul de specialitate. Tot după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Mțioi Vasiliu, va comunica hotărârea domnului primar, compartimentul financiar, contabilitate, instituție, prefectură, județul Bacău. Acum, în mod concret, pentru primul rând, pentru informarea locuitorilor, dat fiind circunstanțele acestei deliberări, la ce se vor folosi banii. M-am anticipat un pic, am spus că a început să revină firma care execută lucrările de analizare. Ei mai au lucrări în altă parte, pe la Berzun, pe la Secuien, în zona Bacăului. Și din cauza felului cum merg lucrurile în țara noastră, pe plan birocratic, am obținut mai greu avizele și autorizația de construire pentru lucrările suplimentare. Practic, aceste lucrări au reînceput. Acum se lucrează la realizarea branșamentului pentru conducta principală a comunei, undeva pe dealul Cuciur, din conducta care aduce apa de la Valea Uzului, de la Dărmănești, mai precis, pentru Oradea. Din aceeași conductă au început lucrările pentru realizarea branșamentului. Foarte important și într-un fel la propriu și la figurat, de la branșament se va pleca spre lucrările suplimentare. Cunoașteți amplasamentul lor în principiu pe terenul pe care l-am obținut prin schimb, unde erau căsuțele de tabără. Foarte importantă va fi verificarea conductă. Conducta asta are 12 ani. A fost realizată, care aveți state mai vechi. Culmea, la timpul respectiv, printr-un parteneriat public-privat. Adică între primărie și niște firme din zonă, în primul rând firmele Sherban, și cu ajutor din Comuna Înfrățită. Am realizat acea conductă de vreo 2 km, care a servit ca punct de plecare, ca sursă de apă, mai precis, pentru un proiect pe care administrația locală l-a aplicat pe fonduri europene, dacă vă mai amintiți. Trebuia să demonstrăm că avem o sursă de apă compatibilă, civilizată. Pentru că apa de pe teritoriul UAT-ului propriu zis nu era conformă, e foarte dură, calcaroasă, asta o știm cu toții. Și mai edificator, nu am reușit sau nu avea o sursă de apă și conformă, dar să fie amplasată pe domeniul public. Am încercat mai multe variante, n-a fost posibil. Și atunci, prin bunăvoința domnului primar Lemnaru, de la acea vreme, al municipiului, în temei legal, fără îndoială, am obținut o autorizație
pentru amplasarea unei conducte. De undeva de la din zona rezervoarelor de pe dealul Puciuri până la limita dintre municipiul Onești și comunitatea noastră, la intrarea în satul Filipeni. Și revin la ideea principală. Această conductă trebuie verificată dacă nu are pierdere. Undeva pe la miercuri săptămâna viitoare, în urma unei discuții cu cineva care răspunde de lucrări, este posibil să termine branșamentul propriu-zis. Pregătesc elementele de hidraulică, care vor condiționa circulația apei și urmează verificarea conductei, pentru că este posibil, trăind în România, ca cineva de-a lungul traseului să fie înțepat. Patru sau cinci construcții la panta dealului. Am parcurs această distanță și astăzi și știți că făcând o glumă, mass media începe cu Radio Chance. Radio Chance spune că e posibil să fie înțepat. De aceea, la un moment dat, a trebuit, sau va trebui să plătim și pentru verificarea conductei, că dacă nu este validă, atunci, sigur, lucrurile nu sunt în ordine. Cam atât deocamdată. Da, și acesta e comisia numărul 1 la Bizea Fădărău. Mulțumim. Este un consilier dacă doresc să fiu la cuvânt. Da, domnule. Aș avea câteva întrebări. În proiectul care l-aveam noi, dar așa e vorba de 50.000. Nu am să cit acolo 80.000. 50 și 80. 50 sunt piramide și 80 sunt măririle. E 80. Care a fost înscris și în completarea programului de investiții. Eu am adus pentru cele trei comisii proiectul de rectificare modificat. Poate l-aveți pe ăla inițial. Da, pe da. Eu am adus pentru toate trei comisii, luni, pentru un proiect modificat. La articolul 1 e cel 80.000 completarea programului de investiții și la articolul 2 prin virarea de credit din 50.000. Pentru că... rectificarea se face pe ambele secțiuni. Am înțeles. Și de funcționare, de exemplu, verificarea conductei, asta e pe funcționare. Noi avem conducta în... Cu privire la verificarea conductei, domnul Mihai a spus că această conductă de la sus, da? Până la noi, la Nicaragua, trece pe domeniul public al municipiului Onești. Da. Vreau să vă reamintesc că de la Casa de Apă și până jos, atunci constructorul a luat-o prin bucăți, la oameni. Acolo curge conducta. Și sunt câteva persoane, deci Ioana de Bucioacă și încă unul, care întâmplător am discutat, vă zic că nu, atunci a trecut să era iarna, n-a știut, dar în cadrul la el nu va mai intra nimeni. Deci prima bucată pe stânga din cadrul de aia. Aia cu ordine mai nimeni. Deci constructorul nu a venit pe drum, cum trebuia să vină. A luat-o pe... A fost proiectul. A luat-o pe arătură. Nu se spune pe omul ăștia, nu un metru. Și oamenii sunt nemulțumiți. Să fie o problemă. Asta rămâne de pădure. Eu am spus și eu știu și am zis că știu. Că acum când s-a făcut la verificat, ca să știi. Deci, de sus de acolo trebuia să vină pe drum. Nu vine pe drum. Și acum oamenii au aflat târziu și o să fie probleme la cum se vor verifica, cum ești tu, nu știu, dacă găsești să spală. Oamenii noștri e deranjat în zona aia. Eu am spus. Da, mulțumesc. După când vine la informație, se pare că o să facă o șoșoară. Nu, dar poți să mergi tot.
Eu vă spun așa că... Este exact la celelalte branșament. Domnule, de sus și până jos la acolo, aici nu a venit de drum. Așa. Ai venit în... Da, da, une o să fac acum pentru branșament. Formă autorizată pe drum public, adică drum de exploatare. Am înțeles. Vom vedea mai. Și a treia problemă, noi acolo ne branșăm la cei de la Crab sau cei de la Raja? La cei de la Crab. La cei de la Crab. Da. Apa de la Crab este, cum să vă spun, tratată? E aceeași apă care e pentru oraș. Că Crabul îl distribui și oraș. Apa de la Raja este problema societății Raja. Ești de acord? Da. Ei au o stație de clorinare, după câte știu, acolo înainte de clorinare. Avem și noi, dacă vă uitați în lucrările suplimentare, aici la gospodărie de apă, avem rezervorul, în principiu, rezervorul de 250 de metri cubi pentru situația de urgență, pentru avare. Avem o stație de ridicare a presiunii, presurtate. Dar avem stație de clorinare astăzi, dar are puteți să vă uitați pe proiecte. Chiar am o planșă, vă pun la dispoziție, nu e un secret. Nu, e corect, observația, dar e... Proiectul e bun. Proiectul de lucrare suplimentară. O întrebare pentru domnul primar. Concret, când o să avem apă în sat, în comun, toată lumea se întreabă de atâția ani, proiectul ăsta tot îngim așa, avize cu neavize și... Da, concret, ai spuneți, ai... Nu descurtați, dar să tot muncești așa cu lucrările astea până în 2028, cele două. Lumea nu are apă de vorbă. N-au apă de fântână. Nu e o lume. Nici eu n-am apă de fântână. Deci, dar nu puteți... Mi-am întrebat, dar altă fântână. A fost trecet acumulată. Da. Dacă facem un apel la memorie, da. Eu am declarat public acum câteva luni că mi-am propus ca să finalizez proiectul până la sfârșitul mandatului, adică anul următor, da? Când va fi posibil. Până atunci răbdăm... Că pe mine nu mă interesează ca să grăbesc conducturile. El mare, am explicat și înainte, lucrez și în alte comune. Un an de zile, sau mai mult de un an de zile, a trebuit să alergăm după avizele pentru lucrările suplimentare. De cât în grabă, știți ce se întâmplă? Mai degrabă, în ritmul posibil, am declarat de atâtea ori. Noi nu ne putem plica decât în ritmul țării. Degeaba o facem noi pe trotav, mai ales în campania electorală. Deci, pe mine mai interesează în momentul când va fi declarat finalizat acest proiect să funcționeze, asta e mai important. Atât. Mulțumesc. Mai doriți cineva? Supunem la rugăciune pentru. Abținere? Deci, avem 9 voturi pentru de data asta și cu abținere, domnul consilier Vorbu, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost aprobat. Da, dacă vreau să vreau de hotărâri. Așa cum ați înțeles într-un dialog anterior, este vorba de proiect de hotărâri privind completarea programului de investiții a UAE Bogdanești pentru anul 2023. La primul articol propun completarea programului de investiții a UATE Bogdanești în județul Bacău pentru anul 2023 cu plata proiectului tehnic, verificarea tehnică și documentație tehnică din deviziul general la obiectivul de investiții suplimentare, lucrări, realizare, rece, apă potabilă, canalizare, satele Bogdanești în județul Bacău cu suma de 80.000 lei conform listei obiectivelor de investiție pentru anul 2023 cu finanțare parțială sau integrală la bugetul local al UAT Bogdanești.
Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răcoteanu Romine, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdan, vor duce la hotărâre, vor duce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare secretarul comunei, domnul Înceriu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdan, compartimentului financiar, contabilitate și instituții preferite de tupator. Asta are strânsă legătură cu acest proiect de hotărâre cu rectificare și arată exact unde merg banii. Asta este, domnul Sărbani. Vă mulțumim, domnul primar. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Avizia favorabilă acest proiect de hotărâre. Mulțumim. Dacă doriți cineva să fie la proiect. Nu. Atunci, să punem la vot. Cine este pentru? Da, nu, votul pentru și abținere. Consiliul Bogdan. Deci, în cu nou votul pentru și abținere, proiectul de hotărâre privind de completarea programului de investiții pentru anul 2023 a fost aprobat. Deci, în alt votul cu, dacă vă rog, e poate dată la de, nu? Da, dar la vădare. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunei Stara Bacău, ADIM, pentru anul 2023. Ne-am mai întâlnit nu de mult cu aprobarea cotizației pentru ADIM. Evident, de data aceasta ne reamintim cu toții că UAT Bogdănești ca și entitate administrativă, este membru în asociația atât Chia de Salubritate, ADIS-ul, cât și în gestiunea apei pe județul Bacău. Și ca orice entitate asociativă, se bazează pe un statut care are niște reguli, dacă vreți, grupate în drepturi și obligații. Obligațiile au fost acceptate de noi în momentul când am devenit membri în asociație și odată acceptate, mai trebuie și respectate. Nu facem decât acest lucru prin acest proiect de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe cotizația anuală a Comunei Bogdan în Bietul Bacău la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Hardin pentru anul 2023 în cuantum de 1000 de lei. Articolul al doilea, după aprobarea reprezentantului legal și compartimentul financiar contabil, vor aduce la îndeplinire hotărârea conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Articolul al treilea, după aprobare, domnul Înceriu Vasile, secretară generală a Comunei, va comunica hotărârea primară Comunei Bogdanești, compartimentele financiare contabile, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adim, instituție prefectului de Bacău, o va aduce la cunoștință publică în condițiile legii. Deocamdată, da. Da, mulțumim, domnul primar, și vom fi cuvântul comisiei numărul 3, cum v-am zis. Da. Mulțumim. Dacă vreau și cineva să înscrie la cuvânt de fază acestui proiect. Să punem la vot. Cine este pentru? Este pentru, nu mai aici am ținere. În unanimitate, am înțeles. S-a aprobat cotizația la ADIM. Mă uitam pe Comisia 3, dar era Comisia 1. Comisia 1, ceva probleme? Nu. V-ați uitat mai jos, doamna Zăină. Doamna președinte, v-ați uitat la 4. La 4. Da, și știam că era în loc. Era vorba de finanțe. Da. Dar mulțumim, domnule președinte, la Comisia 1. Da. Da, Zăină. Vezi a vedere. Deci, în următorul punct. Următorul punct este acordarea mandatului special, doamna președintă. Viceprimar. Trebuia să-l prezinte domnul viceprimar, permisiunea dumneavoastră să-l prezint eu.
acest proiect de hotărâre este un mandat special care se solicită pentru votarea unui proiect de hotărâre prevăzut la punctul 1 din ordinea de zi al ADIP din 4 din 6 noiembrie 2023. Da, deci, ca și propunere, Consiliul Local, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a asociatului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să acorde un mandat special reprezentantului său legal, care este domnul viceprimar, reprezentantul legal, care este semnat de dumneavoastră, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze pentru, contra sau abținere, în adunarea generală din 6 noiembrie 2023, la hotărârea prevăzută la punctul 1 al ordinii de zi, comunicat, deci, prin adresa ADIP numărul 1200 din 4 octombrie 2023. Hotărârea va fi comunicată reprezentantului legal al Comunei, primarului Comunei Bucănești, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Instituției de Regiune Bacău și va fi făcută cunoscută în condițiile legii. Da, mulțumim domnului secretar general și dăm cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 3. Sunt 3, dar a avut favorabil acest proiect. Dacă dorește cineva, să se scrie la cuvânt, să fim în urmă cine este pentru. Deci, în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dar aveți la următorul punct, care va ține Comisia numărul 2. Doamna președintă, e vorba de proiectul de hotărâre privind acordarea burselor școlare, cum știți, sunt o grămadă de burse pe care părțile copii, și proiectul de hotărâre are următorul conținut. În articolul 1 se aprobă acordarea de burse școlare pentru anul școlar 2023-2024, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezent proiect de hotărâre. Articolul al doilea, hotărârea va fi adusă la comunie de doamna Tărătăuțeanu Romelia, consilier în parte de specialitatea primarului Comunei Bucănești. Și articolul al treilea, secretarul general al Comunei Bucănești, domnul Giorgio Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate primarului Comunei Bucănești și instituției prefectului județului Bacău. Da, mulțumim, domnule președinte, și Comisia numărul 2. Înainte de asta, aș vrea să vă spun că este vorba de 14 de merit, a cât de 450 de lei pe lună pe elev și 65 de burse sociale pentru 3, adică un cuantum de 300 de lei pe lună. Totalul este de 285.867 de lei. Doriți cineva să scrie la comand? Nu. Să punem la cine este pentru. Cine este? Unanimitate și proiectul de hotărâre prin aprobarea cursului școlar, pentru anul școlar 2024 a fost aprobat. Mulțumesc. Da, și nu sunt solicitări adresate consiliului. Am o nedumerire. Oare nu mai înțelegem? Păi la început s-a supus, s-a citit ordinea zilei de un primar, noi am aprobat 7 puncte. Aflăm acum că s-au retras. Nu trebuia să fost mai început și din domnule, s-a retras punctul 6 și 7. Nu era corect și s-a votat. Corect. Păi deci nu s-a spus. S-a vorbit în comisie, în ședința pe comisie. Dar nu ați spus la ședința în comisie de specializată. Nu erau complete și automat. Una ședința de comisie, una ședința aici. Domnul primar a făcut ordinea de zi. Da, și domnul primar a făcut precizarea. Nu a făcut nicio precizare. Ba da, dar nu a spus aici, ședința este înregistrată. A făcut precizarea că ordinea de zi inițială, da? Parcă așa ați spus dumneavoastră.
Păi, da, și dacă domnul Vârbu, în ședința de comisie de specialitate, nefiind documentele care însoțesc proiectele de hotărâri în totalitate, adică a zis că le trage proiectele de hotărâri. Rea, de ce că primării au opus. Nu s-au opus nimic. Da, asta a fost interpretarea dumneavoastră. A dumneavoastră a fost interpretat. Poftiți? A dumneavoastră. A mea ce? Când nu m-a s-a arătat. Trebuia să spuneți ce vreți să te împoți cu timpul potrivit până la ședință. Dar dumneavoastră, de când sunteți consilier, domnul Vârbu? Ai domnul secretar, nu l-am la spate. Păi, dar de când sunteți consilier, domnul Vârbu? Cine v-a cum ajutat eu? Dați politic de acum? Sau ce vreți să faceți? Da, nu eu. Vă asumați. Nu ne asum nimic. Dumneavoastră vă asumați. Da, nu pot să cel cu opus să aibă soarta cele... Dar nu mi-a fost vorba că dacă aveți timp să completați proiectele de hotărâre, le puteți completa până astăzi. Adică nu mai era totuși. Așa spuneți dumneavoastră, ca să rămână legislat. Da, ați avut mai multe timp, până am avut eu. Așa, rămas luni?